Nu pot să zic, dar a fost un fel de guilty pleasure prin care am trecut într-o perioadă și m-a inspirat să scriu o piesă despre asta. Dar niciodată nu o să spun care e și despre cine. Cred că aș face și pe lună. Și ar fi un floating spectacol în care eu plutesc și toată lumea stă și se uită cum eu plutesc și cânt de sus și mă întorc și mă transform și chestii. Ar fi interesant. Caramel sărat. Am terminat actorie, pot să zic că am o leacă acolo. Inițial am început în teatru, după asta am început cu muzica, când eram mai mică. Știu să dansez, orice legat de artă, în principiu, în afară să desenez, eu nu pot să desenez, adică și legat cu mâinile să fac nu pot, în rest pot să fac orice. Cred că ar fi ceva de genul Victorious, care era când eram mici, gen cu niște prieteni care învață în aceeași școală de arte și au spectacole și scriu piese și fac muzică, cred că asta ar fi. Și cred că s-ar numi, nu știu, habar n-am. L-aș invita pe solistul din trupa Carlos Dreams, pe Satoshi și pe Delia, cred, nu știu, și am stat în patru, nu știu, am stat în patru, cred că ar fi nice, companie nice.